Întrebare mai am, că îmi scrie, văd foarte multă lume pe tema asta și chiar vreau să o discut cu dumneavoastră. Despre Utirox, bănuiesc că vă întreabă toată lumea, nu știu, ne-a promis domnul Orban, ne-a promis și ministrul de 7.000 de ori, nu există Utirox, știți foarte bine. Problema este că și celelalte tipuri de medicație este destul de deficitară, chiar și captopril. Uitați, îmi spunea cineva că îmi scrie o farmacistă că au scăzut foarte mult vânzările, îl ia destul de greu, îl găsește destul de greu ca să-l distribuie. Problema cu tot pacienți cronici, vorbim tot deficitari. Ce se întâmplă cu ei? Știu cu Utiroxul? Cu medicamentele. Și știu că acum Uniunea Europeană sau țările europene chiar pun în aplicare o strategie comună europeană, ca să nu mai depindem de substanța activă din China, să nu mai importăm de pe nu știu unde, poate facem ceva. Văd că România nu face nimic în sensul. Problema cu Utiroxul se leagă în principal de problema prețului minim pe 9 țări din Uniunea Europeană care suntem obligați să-l aplicăm. Și în acest fel, prețul cu care Utiroxul este vândut în România, minimal costă câțiva lei o cutie, face ca să fie posibil exportul paralel, în special în Germania. Lucrul ăsta a fost blocat printr-o lege de acest guvern, nu se mai întâmplă. Pe de altă parte, alarma care a apărut... Am văzut că țineau stocuri distribuitorii. Nu, nu. De altă parte, alarma care a apărut, criza în sine a generat în populație, cum se întâmplă de fiecare dată, o supraachiziție. Toată e și ieftin, are termen lung de valabilitate, toată lumea a fost tentată și s-a întâmplat lucrul ăsta, a achiziționat mult peste și și-au creat toți cât au putut rezerve de teama că nu se găsește. În condițiile în care compania care pune acest medicament pe piață în România are o posibilitate limitată de a-și crește producția, are un forecast destul de limitat. Asta este problema în principal. Dar problema a fost discutată și este pe calea de a fi rezolvată, dar am avut negocii. Problema e că sunt foarte multe medicamente care lipsesc de luni de zile. Eu vă spun, m-am confruntat și eu am venit ministru după o criză foarte mare de medicamente și nu că am beneficiat de sprijinul a câțiva specialiști foarte buni care m-au ajutat și am reușit să depășim acele momente. Totuși, am înțeles că e prețul mic, ok, poate trebuie regândită politica de prețuri, dar până atunci, da, au trecut 6 luni, Utiroxul lipsea și dinainte. Problema e în felul următor, aveți un IFARM, da? Pentru lipsurile de medicamente din piață, pentru situațiile speciale, un IFARM poate achiziționa la prețuri diferite de cele din CanaMed. Deci, ca să achiziționeze un IFARM la prețuri diferite din CanaMed, trebuie să aplicăm o procedură de nevoi speciale, ceea ce permite creșterea prețului de mai multe ori, 5-6 ori. Asta reprezintă un impact bugetar semnificativ, dar nu este singura problemă. Este ca să putem să aplicăm mecanismul de nevoi de achiziții prin nevoi speciale. Pentru că se negociază. Nu cred că... Deci ca să putem aplica mecanismul de achiziții prin nevoi speciale, trebuie ca firma care produce medicamentul respectiv să afirme că are discontinuitate sau ANMDM-ul să constate o discontinuitate. Pe atunci înseamnă că cineva minte. Da. În toată discuția asta înseamnă că cineva are o problemă. Ori firma care importă, ori distribuitorul, ori ANMDM-ul. Deci nu e vorba de o discontinuitate, este vorba de o producție la nivel mai mic față de necesar și m-am explicat de unde a apărut necesar. Pe de altă parte, există și alte medicamente care conțin levotiroxină și care se găsesc, care nu sunt neapărat Utirox și care pot fi înlocuitori, ziceți. Și care pot fi utilizate în loc. Am avut mai multe întâlniri și cu ANMDM-ul și cu Comisia de Endocrinologie a Ministerului Sănătății, ca și cu Unifarmul, și e o problemă care este pe care le-a se rezolva zilele astea. Bun, mulțumesc foarte mult.